Sunt unul dintre oamenii care l-a cunoscut pe omul lui Dumnezeu Viorel Candreanu. Și pentru că acum nu mai este printre noi, pot spune cu libertate despre scânteia din Dumnezeu pe care am văzut-o în viața și slujirea acestui mare bărbat. L-am cunoscut ca pe un om de caracter, modest, echilibrat, înțelept, împăciuitor și prietenos, un om care a știut să se facă plăcut în orice împrejurare. Nu l-am văzut niciodată vorbind de rău pe cineva. Întotdeauna vorbea cu multă greutate și avea abilitatea să conducă orice discuție spre Biblie, spre Dumnezeu. A fost un om cu o inimă mare, cu un suflet bun, cu un sfat înțelept, cu un cuvânt echilibrat și cu o atitudine elegantă, având o perspectivă spirituală. Sunt unul din mulțimea ascultătorilor predicilor lui și tresăream uneori fiind atins de puterea cuvântului rostit, impresionat de creativitatea alcătuirii predicii și de entuziasmul rostirii acesteia. A fost unul dintre predicatorii care își inspira predicile din Scriptură, care explica Scriptura când predica. A fost un predicator echilibrat și responsabil, unii dintre predicatorii pe care i-am ascultat întotdeauna cu multă plăcere. A fost unul dintre predicatorii care s-au impus prin pregătire, spiritualitate și decență, calitate și echilibru, cultură generală și idei clare, un predicator care era ușor de ascultat. Sunt unul dintre predicatorii care s-a inspirat uneori din lucrarea amvonală a pastorului Viorel Candreanu. Am avut onoarea să predic de câteva ori în biserica pe care o păstorea în Ipotești. Prin anii 97-98 am predicat pe Imaș, cum spunea dumnealui, în fața bisericii la o evangelizare cu grupul Speranța. Alte ori în biserică, la o slujbă de evangelizare sau la o slujbă de studiu biblic. Mi-a atras atenția specificul bisericii de a asculta predicarea cuvântului lui Dumnezeu cu multă atenție, prețuire și respect și mi-am dat seama că biserica locală este întotdeauna ca pastorul ei. Sunt unul dintre evangheliștii care am luat pildă de la evanghelistul Viorel Candreanu. Era peste tot. Era neobosit, manifestând o dedicare evidentă, fiind pasionat, bucuros și întotdeauna cu atitudine pozitivă. Foarte multe biserici din țară și străinătate îl chemau la serile lor de evangelizare, la evenimente importante din biserică sau din familie. Am predicat de câteva ori pe stadionul din Suceava, de cele mai multe ori cu grupul Speranța și cred că întotdeauna fratele Viorel a avut cuvântul de bun venit sau făcând un alt fel de slujbă. Pentru mine acest lucru a însemnat recunoașterea pe care i-o acordă țara Bucovinei, semnul de prețuire pe care frățietatea din zonă îl oferă public față de experiența slujirii dumnealui. De asemenea, știa să pună în evidență oamenii, bisericile și zona Bucovinei, dar în același timp știa să-i facă și pe oaspeți să se simtă bineveniți, apreciați și iubiți. Sunt unul dintre musafirii care au fost găzduiți în casa familiei Candreanu, unul dintre cei care au mâncat mămăliga tăiată cu ață, ouă, smântână, brânză, pregătite cu multă dragoste și multe alte bunătăți specifice zonei Bucovinei. Sunt unul dintre prietenii fratelui Viorel Candreanu. Pentru mine Bucovina este ca o a doua casă în România. Am cuscri acolo și foarte mulți buni prieteni. De obicei când intram în Bucovina, îl sunam întrebându-l mai în glumă, mai în serios, Patriarhul Candreanu, îmi îngădui să intru în țara Moldovei, în frumoasa Bucovina? Îmi răspundea vorbindu-mi cu multă prețuire și prietenie, făcându-mă să mă simt încurajat și binevenit. Când s-a întâmplat să uit să-l sun, mă suna dumnealui și mă saluta urându-mi bun venit. Deseori venea acolo unde predicam și îmi spunea, așa ca să mă încurajeze, am venit să ascult și eu o predică bună. Sunt pastorul bisericii unde Ligia și soțul ei Areș Puiu, fiica lor Abigail, sunt membri și slujesc cu pasiune și responsabilitate. Înainte ca Emma, o altă fiica familiei Candreanu, să revină în România, a frecventat și a slujit în Biserica Betania. Văzând stilul de viață al acestor două fete, valorile și prioritățile lor, atitudinea și comportamentul, mi-am dat seama de calitatea educației și de influența părinților lor. Stimată sora Geta, împreună cu soția mea Carmen și cu toți cei care vă cunoaștem, vrem să vă spunem că am remarcat demnitatea cu care ați onorat chemarea de a fi ajutor potrivit fratelui Viorel în slujire. Știm că întotdeauna ați fost un sprijin pentru fratele Viorel, chiar și în dificultățile slujirii pastorale. Știm că ați călătorit mult alături de dumnealui, că ați crescut și educat copiii în spiritul Scripturii, știm că aveți o mărturie foarte bună în mijlocul semenilor, care mărturia a atras și va continua să atragă prețuirea, respectul și dragostea oamenilor pe care i-ați slujit alături de soțul dumneavoastră. Pentru dumnealui, misiunea s-a încheiat. Pentru dumneavoastră, încă nu.
Misiunea dumneavoastră va continua, iar Dumnezeu care a fost în casa și slujirea dumneavoastră alături de soțul dumneavoastră va continua să vă folosească ca mamă, bunică și soră în Hristos. Rostim astăzi în numele Dumnezeului Cerului și al Pământului binecuvântarea, îndurarea, protecția și ocrotirea Domnului peste dumneavoastră, peste copii și peste nepoți, peste toți urmașii până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Rostim această binecuvântare peste dumneavoastră, sorageta, peste fiicele dumneavoastră și peste familiile acestora, peste Eliza și soțul ei, Duțu Hostiuc, și cei trei copii ai lor, peste Naomi și soțul ei, Alex Ilciuc, peste Miriam și soțul ei, Edi Huțan, peste Eunice Candreanu, peste Emanuela Candreanu, peste Ligia și soțul ei, Rareș, și fica lor. În loc de concluzii, aș vrea să pun în evidență câteva lucruri remarcate de Sfântul Apostol Pavel în legătură cu viața și slujirea acestuia, în Cartea 2 Timotei, capitolul 4, versetele 6, 7 și 8. Vom observa cu bucurie că aceste lucruri sunt evidențiate și în viața și activitatea slujitorului lui Dumnezeu Viorel Candreanu. Primul gând, Pavel a avut o misiune încheiată. A fost încheiată pentru că el a spus, am sfârșit alergarea, am păzit credința, m-am luptat, lupta cea bună. El a știut că s-a încheiat. Apoi Pavel a avut o viață pregătită pentru întâlnirea cu Hristos. El a spus, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă. Și clipa plecării mele este aproape. El a fost pregătit să plece. Apoi Pavel a avut o perspectivă cerească. Spunea el, acum mă așteaptă cununa. Observați, cununa. Domnul îmi va da cununa. Pavel a trăit și a murit cu ochii pe cer. Închei acum, proclamând promisiunea lui Dumnezeu din Scripturi, care se constituie în perspectiva întâlnirii fratelui Viorel Candreanu cu stăpânul său pe care l-a slujit. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Domnul, ei se vor odihni de ostenele lor, căci faptele lor îi urmează. Amin.